Franța Amuris, care este coordonatorul acestui grup. Dar tu stai în spatele meu, ce vreți? Bine, este poziționat microfonul, am niște emoții teribile, așa că dacă o să fac și exerciții de respirație, vă rog să înțelegeți, au făcut-o artiștii în piese de teatru, extraordinare, 5 secunde. Inspirăm un picuț. Am rostogolit ideea aceasta a unui grup heterogen, fiecare artist diferit în felul lui, dar toți mânați de aceeași idee, aceea de a prezenta faptul că există. Manifestarea aceasta, obiectivă prin lucrările de pe pereți sau de pe sineze, cum sunt elementele de ceramică ale lui Ciprian Petre, dovedesc faptul că noi ne susținem existența în felul care știm noi cel mai bine. Alături de noi este invitatul Miaș Daniel Mistor, care a venit cu niște lucrări impresionante. Apoi, cei din Brema, pe care vor fi cunoașteți deja, David Teodorescu, Cristian Radu, Bogdan Păsărescu și, bineînțeles, Subțea Napo, Tarian Samoris, vă oferă, așa cum și domnul Bogdan Măgăcineanu a precizat și într-un fel intuitiv la această formă. Nu mai prezentăm o dată pe este începutul și sfârșitul. Daniel Mistor, așa cum anticipa și domnul Hugo Măgăcineanu, cu siguranță vom mai produce aceste evenimente. Ne dorim să ne producem și în alte localități. Am făcut deja un pas dificil, traversând Dunărea, ce spunem cu Muzeul de Tulcea. Poate ne ducem și spre centru țări, poate și spre capitală. Totul depinde numai de noi, de cât de multă prestanță, cât de multă receptivitate vom avea din partea lucrurilor unde ne expunem. În Tulcea, domnul muzeograf de acolo a spus că expoziția a fost foarte bine primită și mă gândeam, dacă dânsii acolo au noaptea muzeilor cu expoziția personală a subsemnatului, de ce să nu avem și Brăila expoziția heterogen, care a fost un element educativ chiar pentru cei care au intrat în muzeu. Pentru că dânsii au făcut sondaje și întrebau ce lucrări v-au atras atenția. Și erau prezente toate numele colegilor și al meu în acel sondaj. Deci fiecare dintre noi își poate găsi un element de care să se atașeze în lucrările acestea. Ceea ce spun eu în completarea celor ce s-au făcut până acum, mulțumesc domnului Hugo Măgăcineanu, care are o prestanță și o modalitate de a prezenta extraordinară. Mulțumesc domnului președinte Moșovescu pentru faptul că ne sprijină cam de fiecare dată, implicit când ați fost alături de noi în Tulcea. Mulțumim Consiliului Județean, mulțumim Centrului pentru Valorificarea Tradițiilor, doamne Alina. Cu siguranță sunt elemente din realitate care se regăsesc în fiecare lucrare, indiferent că artistul a dezghiocat, a desprins din realitate un strat mai subtil sau mai profund, fiecare dintre noi pleacă din această realitate, o interpretează, o transpune și o oferă din nou în felul cât se poate de personal. Ar mai fi multe de spus, dar sunt sigur că mi-au scăpat atât de multe încât mă retrag acum cât încă mai văd chipul zâmbitoare. Vă doresc toate cele bune și, ținând cont că suntem în perioada aceasta între Paște, Miere și Înălțare, să fiți iertători, dar să nu uitați. Pentru că fiecare lucrare de pe pereți, fiecare lucrare de pe sineze, este de fapt o realitate transpusă. Nu le opuneți, pentru că aici sunt adevăruri. Niciunul dintre artiștii de aici nu și-a putut să fure cumva sau să mintă, să transpună o realitate, să o idealizeze într-un fel în care să nu fie natural. Deci tot ceea ce este aici trebuie păstrat și sper să mai auzim în continuare de formula heterogen și de fiecare dintre colegii prezenți aici. Vă doresc toate cele bune. Mulțumesc pentru vizionare. Am pregătit și un picuț de protocol. Cu mare plăcere putem să stăm la să scăpăm un pic de emoții.
discuție și ne putem să ne vedem și de seară, în cadrul nopții muzeilor, deci mergem înainte.